cântă ca la Gorj. Să nu rupem gâtul. Să nu plecați fără voce acolo, că după aia e, adică ați ridicat prea tare, să nu treceți peste. Doamnă. Nu era. Simt că orice piesă ați ataca, sufletul dumneavoastră e tot la muzica populară din Gorj. Da. Adică dacă ar fi să ziceți așa, după. Cântați, doamnă, ce vă place. Să cântăm ceva, zic. Să cântăm o Maria Ciobanu, doamnă. Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii mai. Mama i-aduce pe lume. Altceva? Of, maică, le dă viață, le dă nume. Frumos. Ea și când îi ocrotește. Of, maică, tot pentru copii trăiește. Păi tu, Olteanca, să cânte Vivo per lei. Asta e. Asta e ce trebuie. L-au îndepărtat ăia acolo, italienii, cu Gianni Morandi, cu toate astea. Asta era Maria Lătărețu ce a cântat? Nu, Maria Ciobanu. Maria Ciobanu, că Maria Lătărețu, da. Am mai ascultat și eu. Hai, cântați-ne și o Maria Lătărețu. Mai ții minte, măi, dragă Mărie. Dar cântă foarte frumos. Că nu erau struguri copți la vie. Și s-a dus sus de tot. Și tu erai mică măriuță. Foarte frumos. O ține bine, mă. Nu știi să-i dai nechiguriță. Foarte frumos. Și tu erai mică măriuță. Privighetoare, direct. Nu știi să-i dai nechiguriță. Frumos. Foarte frumos. Superb, superb. Dar dacă îmi permiteți, ați cântat-o tot în genul Mariei Ciobanu. Pentru că mi-aduc foarte bine aminte cum cânta Maria Lătărețu. Eu n-am reușit să o cunosc, dar la un concert de-al doamnei Maria Ciobanu aveam 7 ani. Da, și v-a marcat. Și am fralutat 20 de lei și m-a dus la concertul foarte dânsei. Foarte frumos. Ce frumos. Aveți un timbru foarte frumos pe muzică populară, trebuie să mulțumesc. Vă spun. Mulțumesc. Doamna Maria, Dragoș, ce vot i-a curs doamnei Maria? Mă tot gândesc că dacă rămâneați cu melodia aia italienească, plecați acasă așa de supărată și de tristă. După ce ați cântat a doua și a treia oară, bă, nene, v-a plăcut? Deci, mulțumesc. Pentru mine e foarte bine, ar trebui să rămâneți doar pe muzică populară și aveți un da. Mulțumesc! Andra? Încă o dată mi se confirmă acest lucru, că dacă tu simți că trebuie să cânți muzică populară, trebuie să faci lucrul ăsta. De la mine ai un da! Mulțumesc! Azi de la mine aveți un da. Mulțumesc! Mulțumesc! Și din partea mea un da. Mulțumesc! Mulțumesc!